Bună seara, bine ați venit la Cube Arena Cultură. În această seară vorbim despre teatru. De ce? Pentru că sărbătorim în această lună, pe la final, ziua teatrului și atunci o să încercăm să aducem mai aproape de noi teatrul în această lună. Ca și prim subiect, avem teatrul politic, teatrul implicat, teatrul civic. Despre toate acestea, despre ce înseamnă, ce implică, în ce context se nasc, ne va spune invitatul nostru de astăzi, lector universitar dr. Adrian Corec, care este și coordonatorul Teatrului Studențesc Tespis. Bine ai venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Am început ca și actor al Teatrului Studențesc Tespis acum 20 de ani și 25 de ani, da, din 1995 toamna. Iar apoi a urmat să mă ocup de el, de teatru studențesc, și abia apoi să intru și să încep o carieră universitară. De ce teatru? De ce ai ales să faci teatru? Presupun că simțeam nevoia de a mă exprima într-un anumit fel și într-o anumită conjunctură, așa cum o fac mulți în fiecare an când avem selecție și vin 20-30 de tineri. Tocmai pentru această posibilitate de a face altceva. Mai știi prima dată când ai urcat pe scenă sau primul contact pe care l-ai avut cu teatrul, cum a fost? Da, bine, asta se întâmpla un pic înainte de Tespis, prin 1994, într-o vacanță de vară, ziceam, bun, ce facem vara asta? Și era un curs, m-am uitat prin anunțurile de cursuri din ziar și era un curs de fotografie și unul de teatru. Fotografia poți să faci, am zis, și singur, dar teatru nu prea poți de unul singur. Și atunci m-am dus la trupa asta de teatru de la Casa Tineretului, condusă de actorul Eugen Moțățeanu, și acolo am intrat în prim contact cu scena și cu personajul. Ce personaj ai jucat? Era o comedie polițistă, dar, sincer, nu mai mi-aduc aminte titlul. Nu știu. Care a fost impactul emoțional al tău față de public? În primul rând, faptul că ai repetițiile și ai o echipă lângă tine îți oferă încrederea de care ai nevoie ca după aceea, în momentul în care ești pe scenă, să mai ai acele emoții și primul contact cu publicul din sală să fie mai ușor. A fost plăcut, nici n-am tremurat, nici nu am uitat textul și asta a fost un semn de încurajare să continui. Iar după aceea, în anul următor, auzisem între timp de această trupă de teatru studențesc, care făcea cumva alt fel de teatru în Timișoara. Atunci am fost în toamna anului 1995 la ei, la festival, și când am văzut cum merg lucrurile pe acolo, am zis, aici trebuie să fiu și eu. Teatru altfel, la ce te referi când spui asta? Având primele contacte cu genul de teatru, să zicem, clasic, comedii și plus acolo la Casa Tineretului mai făceam și, să zicem, bancuri dramatizate, spectacole de bancuri dramatizate. Era perioada Divertisului și a altor grupuri de umor de genul. Ei, aici, în schimb, am dat de spectacole montate după teatru absurd sau realism magic, sau, deci, vorbesc de Vișniec, de García Márquez, de Eugen Ionesco. Și asta în anii 90 pentru mine a însemnat o altă lume și mi-am dat seama că, wow, teatru poate fi și altfel. Nu mai văzusem așa ceva până... Și teatru făcut cu resurse materiale, să spunem, puțin, adică cu o cârpă roșie, cu pete negre care a trăit și a jucat în 11 spectacole la Tespis, să zicem, în diverse folosințe. Câteva mese și câteva scaune. Deci niciodată la noi nu s-a bazat un spectacol pe un decor foarte elaborat sau, ci totul minimalist. Important era
Actorul. Actorul și mesajul spectacolului. Ce fel de mesaje transmiteau spectacolele de pe atunci? Și eventual poți să ne faci o scurtă trecere în timp, să ne spui cum a evoluat spectacolele de spis pe parcurs. Uh-huh. O să iau un pic și de mai devreme. Când s-a înființat? Acest teatru a luat ființă la Clubul Universității prin anii 60-1965. În subsolul sau demisolul universității, unde acum este barul, cantina, să zicem, universității. Și tot așa, de pe atunci se montau, să zicem, nu texte neapărat foarte celebre și cunoscute, ci texte cumva mai alternative, să zicem, de teatru alternativ. Anii 60, anii 70, la fel, tot spre direcția asta de... încă la noi, Vișnec, oricum abia în anii 80 a debutat și chiar a fost o premieră mondială, Teatru Tespis a fost primul teatru care a montat un text. Care era? Cred că Suflorul Fricii. Suflorul Fricii, da. Lelu Diogene Bihoi, cel care a înființat acest teatru, a dat această direcție Teatrului Tespis de unul, de descoperit autor noi, de căutat dincolo de rețetele clasice ale teatrului și a inventat și un gen de teatru, să spunem, îi spunea modrain, de la monolog dramatic interior. Și s-a dus întotdeauna pe a și studiat foarte mult înainte teatru. La noi cărțile de căpătâi erau Stanislavski, Grotowski, Grotowski mai puțin, abia atunci apărea. Dar tot ce circula dincolo pe partea asta de teatru nou ajungea și la noi în țară prin diverse surse și în varianta originală, că nu le traducea nimeni. Și circulau aceste cărți despre, eu știu, Living Theater din America. Și aveți acces la ele? Ei. Cei din vremea aceea? Da, dar na, cine a trăit în acele vremuri știe că astea funcționau cumva în niște conclavuri închise, în nișe, da. Adică lumea se strângea în anumite, era clubul de la... Uniunea Scriitorilor, și erau mici cluburi, clubul de film de a lui Bebe Costinaș, și acolo se învârteau cam aceiași oameni venind dinspre poezie, teatru, muzică, pictori, arte în general, și acolo își împărțeau fiecare cumva ultimele noutăți, că era vorba de cărți, că era vorba de muzică, de discuri. Deci accesul la cultură era din mână în mână, cumva. Da, pentru că la nivel, să zicem, central, erau cumva, nu neapărat interzise, dar nu erau... Era o direcție. Da, era o direcție. Trebuie urmată. Da, de cultură și culturalizare. Da, e foarte interesant de aflat textele, că au fost piese care aveau texte scrise de studenții din în perioada respectivă. Astăzi mai sunt studenți care mai scriu scenarii. Da, și... da. Așa au ajuns la noi și câțiva studenți cumva, poate nu din prima interesați să scrie și să prezinte ceea ce au gândit ca și text de teatru. Dar ajungând la noi au căpătat curaj și s-au dus și pe această filieră de scris, teatru. Și la un moment dat, acum câțiva ani, chiar am scos vreo 2-3 caiete de teatru studențesc cu texte de teatru. Și cu spectacolele care au fost și puse în scenă? Sau? Câteva, da. Câteva, da. Da, cred că e o ocazie foarte frumoasă pentru studenți. Da, da. În ultimii ani, în schimb, că m-ați întrebat asta, în ultimii ani, adevărul e că n-am mai prea cunoscut tineri interesați de asta. Posibil să se fi schimbat un pic
Dar avem încredere că vor reapărea. L-ați cunoscut pe domnul Diogene Bihoi, nu? Da, da. Cum era să lucrați cu un astfel domn? În primul rând, era o deschidere spre o lume pe care nu o cunoscusem, cea de dinainte de anii 90. În al doilea rând, el avea un fel de a fi, dincolo de a fi șarmant și foarte glumeț, dar în același timp serios. Adică chestiile serioase ți le prezenta și într-un fel mai umoristic, ca să te facă să ajungi acolo unde vrea el să ajungă, ca și interpretare poate sau de priceperea textului și a ce vrea personajul și autorul. Cum erau atunci studenții care lucrau la un spectacol de teatru? Eu personal am fost într-o trupă de teatru în liceu și știu că noi ca și grup eram foarte greu de strâns la oaltă și de făcut atenți la ceva. Uh-huh. Era teatrul pe atunci la fel? Erau oamenii, studenții, tinerii mai atenți, mai focusați? Da, asta am observat prinzând acești 20 și ceva de ani în interiorul acestui teatru. Am observat această schimbare. Cu siguranță, unu, înainte de Revoluție era singura supapă de exprimare, nu neapărat artistică, dar și de a cunoaște oameni cu alte idei și cu altă deschidere și altă libertate. După Revoluție a fost descătușarea aceea pentru, și mai ales pentru tineri care au găsit în acel loc ocazia să, unul, să cunoască la fel alți oameni cu aceleași interese și să cunoască texte noi, să monteze, să joace în asemenea. Pe atunci nu exista telefon mobil, nu existau SMS-uri. Distrageri de genul acesta. Da, și nici internet, nici Facebook. Și astfel încât era la fel o supapă din griul acela de după Revoluție și ne întâlneam aproape zilnic, în fiecare seară și numai ca să aflăm când mai avem repetiții ne întâlneam sau eventual telefonul clasic, nu? Și îți lăsau mesaj la mama sau la tată, vezi că te-au sunat ăștia. Deci socializarea era directă. Da, mult mai implicată și directă. Și cred că și relațiile dintre voi erau mult mai strânse. Da. Făceam foarte multe lucruri pe atunci împreună, de la teatru la alte proiecte, poate mai mari, poate mai mici. De la festivalul Saltimbancilor, făceam o acțiune pe atunci de Moș Crăciun, împărțeam Timișoara pe zone și ne făceam Moș Crăciun și cu crăciunițe după noi și nimeni nu zicea, păi eu am chef la acolo sau... Da, erau și chefurile, oricum le făceam noi după aia, numai sau, cum le zice, la astea de la multinaționale, când ies în weekend. Team building. Da. La noi era un team building continuu, deci, da. Dar nu era nimeni cu ochiul pe ceas și să trebuie să plec să... Cum vă explica succesul trupelor de umor din la începutul anilor 90? Mă refeream la griul anilor respectivi. Și asta a fost dintotdeauna o cale de o supapă pentru români, umorul. Și mai ales că în sfârșit era voie să râzi de orice și de oricine. Deci era pentru prima dată când, de fapt, începea teatru politic? Sau era teatru politic și înainte? Era teatru politic și înainte, dar mai subversiv, să zicem, și mai ascuns sub cuvinte. Și îl pricepeau cine trebuia să îl priceapă. Pentru că deci era un mesaj indirect. Da, și un pic ascuns în nuanțe, în sensuri. Pentru că altfel nu treceai de cenzura care exista peste tot, de la teatrele oficiale până la nivelul universității sau al casei de cultură a studenților. Exista un personaj cu atribuții de genul ăsta, să fie atent la ce mesaj se transmite.
avea parte teatrul studențesc de mai puțin control decât teatrul de stat? Da, asta a fost un avantaj al teatrului studențesc, nu doar aici, dar mai ales în zona asta de vest, unde se știa oricum că timișorenii și partea de vest a României sunt unul cu legături dincolo mai strânse, pentru că a fost o zonă în care trăiau foarte mulți de origine germană sau sârbă sau maghiară și toți aveam cumva rude dincolo și era mai deschiși cumva. Și la fel și controlul era un pic mai lax față de oamenii din zona asta și de tineri și de studenți în general. Dar oare de ce nu era văzut teatrul studențesc ca un posibil pericol, o amenințare sau... Sau securiștii noștri erau mai blânzi decât securiștilor? Da, poate și asta. Poate erau de-ai noștri. Mă întrebai cu... Cred că a fost și o chestie intenționată de a lăsa mici supape de răbufnire sau de, nu neapărat răbufnire, cât să nu-l ții să-l faci să tacă de tot, ci să mai poate să zică câte ceva, să aibă impresia că a zis și și-a dat năduful. De asta zic că presupun că era o direcție de a lăsa ceva să mai zică și tinerii aia, că dacă îi lași prea mult, explodează, cum se zice, mămăliga după aia. Lasă-i să mai zică câte ceva, că nu sunt periculoși. Rămân între ei. Cred că cel mai ținut minte spectacol TESPIS de pe atunci a fost Țiganiada. Da. Ai reușit să-l vezi? Sau? Nu, din păcate nu există o înregistrare. M-am întâlnit cu câțiva membri din acele vremuri. Dar, din păcate, nu există o înregistrare, există doar memoriile lor, pe care, apropo, încerc să le strâng într-un volum de memorii a foștilor membri TESPIS și sper vara aceasta să vadă și lumina tiparului. Multă baftă! Mulțumesc! Și astfel că m-am întâlnit cu oameni din vremurile acelea și Țiganiada, da, a fost o colaborare între Teatrul TESPIS și alți oameni de cultură din oraș și membrii trupei Phoenix, care au făcut muzica și totul inspirat cumva din mica Țiganiada lui Budai Deleanu. Dar care la momentul respectiv, da, era cumva făcut pe la fel cu, cum se spunea pe atunci, șopârle și șopârlițe. Dar marele, să zicem, atu al spectacolului era prezența Phoenixilor, care se bucurau atunci de... Care umplu sala. Da, umpleau sălile și nu numai atât, că se închideau ușile, că toată lumea vrea să intre și să vadă, se puneau garduri și... Și care a fost reacția publicului din ce au spus oamenii în mărturiile lor? Da, păi asta era o isterie aproape națională. Acolo unde ajungeau ei să mii de oameni care vreau să vadă și să se înghesuiau și să-l... A rămas, din păcate, tot ce mai am de atunci este un afiș și câteva amintiri. Din păcate, fiind foarte de mult în anii 70, 69, 70, nu prea mai sunt în țară unii dintre acei oameni sau nu mai sunt printre noi. Și probabil nimeni nu i-a băgat în seamă la momentul respectiv, că altfel sigur s-ar fi înregistrat. Uh-huh. Nimeni nu s-ar fi gândit că o astfel de piesă poate să rămână și să facă istorie un pic mai târziu. Da, da, da. Nu, cum spuneam, bun, defulați-vă voi acolo, faceți ce vreți, dar nu prea mult, că nu vrem după aceea să se nască vreun curent care să aibă treabă cu... Păi când s-a născut curentul iubit conducător trupei Phoenix, deja au fost închiși și au fost acel exod al Phoenix-ului peste... Deveneau prea celebri. Da. Bine, dar soluții oricum au fost, au creat un nou stil de muzică, nu bănuiesc că o formă de rezistență. Phoenix-ul rămâne în memoria noastră ca și creator de cultură, vrem sau nu vrem. Phoenix-ul este ceea ce... Este și la acest moment. Păcat că sunt aceste discuții între ei. Dar să revenim la teatru. Credeți că teatrul din perioada comunistă era dirijat?
Vorbim, dacă vorbim despre teatrul... Teatrul mare. Studențesc acolo, sigur, nu. Teatrul mare aveau, bineînțeles, aveau niște directive. Nu vorbim de anii 50-60. Nu, nu, vorbim despre după 65, mm-hmm. anii 70, că după 80 da. Deja se schimbă, e altceva. Mm-hmm. Anii 70 cred că au fost au reprezentat o deschidere și în teatru mare, în teatrurile naționale. Adică a fost reteatralizarea propusă de Ciulei și de alți, de Aureliu Manea. Sunt ani în care se afirmau, eu știu, Cătălina Buzoianu, regretată. Și acolo a fost, anii 70 oricum, cam cine a trăit pe atunci știe că era încă... oarecare libertate. Libertate, da, și deschidere. Abia după aceea, cu inspirația comunistă de iz asiatic, corean, chinezesc, a început și la noi să se cam taie din libertăți, de la cultură, exprimare, până la alte tăieri. Și atunci toate aceste... Ducând la cei anii 80 foarte... foarte duri. Duri. Și atunci, în timpul comunismului, bănuiesc că toate aceste evenimente, cluburile de film ale scriitorilor, spectacolele de teatru alternativ, erau o formă de rezistență cumva, exact, bravo. Împotriva sistemului. Așa este. Ce înseamnă, de fapt, cultura de rezistență? Ce este teatrul de rezistență, dacă ar fi să dăm o definiție sau... Uh-huh. Presupun că este găsirea acelor forme, acelor texte, acelor idei, pentru că nu trebuie neapărat un spectacol de teatru să aibă ca bază un text, poate avea ca și bază un scenariu, dar nu neapărat vorbe, cuvinte, care să transmită anumite mesaje în contradicție cu ceea ce ni se... dă pe alte canale, cele oficiale sau pe cele care ne bombardează, mai ales acum cum este de la televiziuni din care jumătate sunt ori fake news, ori manipulatoare, la fel și știrile de pe rețelele sociale, că la fel dacă nu stai un pic să le cercetezi singur, nu ai de unde știi dacă sunt adevărate sau, cum spuneam, fake news. Și până la mesajele care ți se transmit de către conducere, totul e bine, o să creștem tot, o să fie lapte și piere, mă votați-ne. Și atunci teatrul și arta în general vin ca o alternativă la toate aceste... Vin ca o, la o trezire sau a nu lăsa să adoarmă, eu știu... simțul critic. Da, și... Să nu stai să crezi orice, să-ți arate un pic oglinda adevărului sau a faptelor. De multe ori nu avem timp să mai cercetăm, cum spuneam, e adevărată știrea asta sau nu, o luăm de bună. La fel cum putem lua de bună tot felul de mesaje venite dinspre conducerea executivă a statului. Cum stăm cu publicul de teatru? Avem public de teatru? Este și a cunoscut o mică... diminuarea prezenței prin anii 2000, inclusiv la teatrele mari, dar după anii 2000, nu știu exact de ce, știu ce am făcut eu la Teatrul Tespis ca să readuc lumea în sală. Unul, că am crescut numărul producțiilor, am lărgit poate un pic area tematicilor și a stilurilor de teatru, adică am mai mers un pic și pe o comedie, poate o comedie absurdă, poate nu neapărat comedii bulevardiere. Am făcut un program, să zicem, destul de stabil al spectacolului, dăm unul acum și unul nu se mai știe când. Am inventat niște festivaluri mari, gen 24 de ore de teatru pe care l-am fi organizat și luna aceasta de Ziua Teatrului, în 27 martie. Dar, pe de-o parte, din motive de buget, pe de-o parte, din motive de corona, lăsăm mai pe primăvară târzie. Dar de aproape 20 de ani, nu chiar, 18 ani, facem 24 de ore de teatru. Cu invitați, cu noi
Cred că spectacole unul după altul, mai și niște vizionări de spectacole celebre spre dimineață, atunci când lumea e mai... Și... da, și s-a întors lumea. Plus, vreau să spun că am bucuria asta la Teatrul Tespis, de exemplu, fiind un teatru studențesc, cu actori în majoritate studenți, adevărat că sunt și actori mai maturi, să zicem, cei care au venit la noi când începeau școala, facultatea, în anul 1, anul 2. Între timp au terminat și masterul, între timp s-au și angajat. Două, trei cazuri au devenit și mămici, dar încă mai vin să joace și să, sau dacă nu, să țină legătura cu noi. Și ziceam de bucuria asta de a vedea în public, la fel, oameni care ne-au cunoscut când erau ei studenți și veneau la noi la spectacole și între timp încă vin, se întorc la spectacolele noastre. Pentru că, da, încă facem altfel decât se face în alte părți. La fel cum, și bine că este toată varietatea asta de tipuri de teatru, de stiluri de teatru și de fel de a vedea teatru, cum ar fi și teatrul la Oleu, care face un gen de teatru și în anumite condiții, cum este, bineînțeles, teatru, sunt teatrele de stat, cum era teatrul senzorial, Labirintul, care propunea altă formă de teatru. Asta e foarte bine, ceea ce nu se prea întâmpla, cum spuneam, ca diferență, da, față de anii de dinainte de 90. Se poate încadra Tespis unei categorii anume sau abordați mai multe stiluri? Dacă ar fi o categorie, este un teatru curajos, un teatru liber. Adică nu prea are nici limite, nici nu ni le autoimpune, nici nu le impune nimeni. Și cred că un teatru liber ar putea să fie La un moment dat, acum câțiva ani de zile, avem un spectacol care acum se numește 30. S-a născut ca și spectacol 21, numărând astfel anii de la Revoluție, și care este un tablou în mișcare și viu și în continuă schimbare sau updatare, în care luăm istoria României, dar cu punctele ei esențiale, de la Ceaușescu, trecând prin toți președinții, luându-i pe Iliescu, Băsescu, Constantinescu, la rând, Iliescu din nou. Și în fiecare an se adaugă, dacă o să... Și în fiecare an se adaugă, astfel încât anul trecut ultima variantă îl includea și pe Liviu Dragnea și pe Ponta și într-un final din nou pe Iohannis. Și acum câțiva ani, de exemplu, aveam această situație în care era și Băsescu cu ale lui expresii afară plouă, i-am ciuruit. Și trebuia să vină prim-ministrul lui din vremea aceea, Boc, la un Emil Boc, la un eveniment la care participam și noi cu spectacolul ăsta. Și mă întreabă studenții, ce facem? Scoatem episodul cu Băsescu sau mergem înainte, vedem după aia dacă mâine îmi cer demisia ăștia de la directorii care aveau aceeași culoare cu... Deci v-ați păstrat natura liberă. Da, ne-am dus cu consecințele, ne-am acceptat și eventualele consecințe. Am o întrebare, politica a intrat în teatru sau teatru a intrat în politică? Cred că, cum spuneam, își arată oglinda una alteia. Nu le prea poți despărți. Avem oricum actori emeriți și în politică. Na. Și politicieni emeriți în teatru? Am avut câțiva. De exemplu, și la noi au fost câțiva ani dinainte. L-am avut, de exemplu, bine, dincolo de Florin Călinescu, a fost și Laszlo Borbély de la UDMR. Dar n-a prea, totuși, cred că am putea să ne mândrim că n-au ajuns, nu în stilul acesta de politică. Poate că ar fost bine să meargă, să iasă cineva dintre noi, să meargă
să se implice în politică. Dar chiar am avut, de că mi-am aduc aminte acum, de o prietenă bună care s-a implicat idealistă fiind în anii, prin anii 2000, fiind luată tocmai pentru experiența asta de a organiza evenimente și cumva au luat-o pentru a-și face, probabil, pentru campania electorală. Dar când a început să își dea seama și să cunoască dedesubturile și toate discuțiile și toate aranjamentele care se fac acolo, a zis, ok, nu, e pentru mine. Și a ieșit. De asta presupun că oamenii cu o anumită... ideologie neapărat, sau... Da, eu știu, idealuri. Conștiință, idealuri, abar n-am, se feresc de politică. Sau și dacă intră la un moment dat, renunță repede sau sunt făcuți... Cu mici excepții, Ion Caramitru, care a făcut politică la nivel înalt. Cinematografia stă mai bine ca teatru la capitolul. Da, politică. Acum și el este un personaj controversat în lumea teatrului. Acum, ce a făcut bine? Da, probabil că a făcut pentru teatru și asta e cel mai important. Cine ajunge acolo dacă reușește să, vorbind de cei care au fost, au plecat din lumea teatrului spre... spre politică. Dar n-au renunțat la teatru. Nu, nu, asta nu prea. Mai greu. Așa că, ca o paranteză, la fel sunt și preoții. N-au renunțat la preoție mulți dintre ei și au ajuns acolo sus, unde s-a vântă vulturii. Da, mai cunoaștem cazuri. Da. Voiam să vă întreb, pentru că anul trecut ați avut acest proiect Civicultura, în care mergeați în diferite cartiere ale orașului, vorbeați cu comunitățile de oameni de acolo, încercați să aflați problemele, să îi implicați direct. Ce ați încercat prin acest proiect, de fapt? Ce ați încercat să treziți în oameni? Da. Este un proiect mare, făcut... și mai ales făcut de ei, eu mai mult i-am consiliat pe ce înseamnă un asemenea festival. Deci este o echipă întreagă care a muncit la acest proiect și care și-a propus, în primul rând, să le ofere o portavoce oamenilor din cartiere, da? Dar dincolo de a le oferi portavocea pentru a-și transmite, eu știu, nevoile dintr-un anumit cartier, eu știu, poate un parc amenajat pentru copii, poate parcări, poate curățenia, în a-i face să priceapă că și ei se pot implica în... a repara sau a produce îmbunătățiri în ceea ce înseamnă cartierul lor. Ceea ce s-a tradus într-un final în faptul că mult s-au organizat la un moment dat ei de ei și au dat seama, da, nu mai trebuie neapărat să așteptăm după X sau Y, după primărie sau eu știu care autoritate, putem să facem și noi. Faptul de a-i face să se implice civic. Adică dacă văd o problemă, să nu aștepte și doar să o semnaleze în altă parte, așteptând cumva să se rezolve, ci să se implice ei cât se poate să o rezolve. Astfel încât s-au organizat acțiuni de curățenie făcute de voluntari din cartierul respectiv. Dacia, de exemplu. S-au pus și au făcut ei o care, după aceea a fost un fel de model pentru vecinii de cartier. Da, dacă vedem că și nu fac ăștia, nu o să trăim în gunoaie și o să strângem noi, ne punem niște mănuși, luăm niște saci. Și se propaga așa, da, exact, mesajul. Prin puterea exemplului. Asta s-a întâmplat în patru cartiere, în Dacia, în Iosefin. Am avut ca un punct și alea studenților. Și Parcul Regina Maria pentru cartierul Fabric. Și toate acestea, și ei, au fost interviuri cu locuitorii care după aceea s-au postat și s-au transmis mai departe. Am înțeles că s-a încercat și crearea unei punți între oameni și autorități. Autorități, da. Am făcut civic talk-uri cu invitați din diverse structuri
Și oameni ai cartierului erau invitați fie ca public, fie dacă era, eu știu, președintele organizației de cartier sau așa, era invitat și el sau cine mai vrea, se plimba microfonul. Astfel încât și la câteva din aceste civic talk-uri a apărut, în momentul în care a luat amploare, a apărut chiar și primarul. Ok, bun, ce se întâmplă? Ia să văd. Știm că îi cam place să pătrund acolo unde e multă lume și unde poate arăta că se poate schimba ceva. De multe ori se și schimbă. Unul dintre rezultate a fost în Dacia, unde după ani de zile a fost curățată fântâna aceea de lângă biserică, din parc. Și au fost, și-a dat seama și el că sunt foarte multe săli de pariuri și de joc. Și, în Dacia e chiar full, da, așa da. Ceva. Și că nu sunt parcări destule. Da. Deci a fost și de conștientizare, dar și de a face pe oameni să se implice civic în ce înseamnă traiul lor în acea mini-comunitate. Din nefericire, teatrul se face și pe bani. Cum stați cu bugetul? Noi activăm sub Ministerul Tineretului și Sportului, care asta înseamnă și sportului. Deci da, pe interesant. Da. Deci un 20-30%. Probabil. Nu știu, buget minim, dar cum vă spuneam, noi suntem obișnuiți dintotdeauna să funcționăm așa că ce avem nevoie e să mai schimbăm un bec de reflector și poate să mai luăm un reflector că s-a distrus, eu știu, socul. Dar bugete pentru deplasări, pentru mers există, la festivaluri? Există. Și avem, nu sunt foarte multe, în țară sunt 3-4 de profil și mai prestigioase, că ele sunt probabil mai multe, 6-7, dar prestigioase mă refer la cel de la București, cel de la Cluj, cel de la Iași și unde mergem în fiecare an. Iar când avem, de exemplu, și un spectacol pe care știm că îl putem prezenta fără bariere lingvistice, îl ducem și afară și atunci se găsesc bani. Deci nu ne plângem. Da. Și cum se desfășoară crearea unui spectacol? De la găsirea unui text sau scrierea unui text până la punerea în scenă? Noi avem și asta îi asigură față de alte teatre de studențești din alte orașe, care de multe ori sunt pe mâna unui singur om. Și aici sunt pe mâna unui singur om, dar eu am lăsat mâini libere în jurul meu care să facă, pentru că asta a fost dintotdeauna, să-i facem să se dezvolte, să capete încredere în puterea lor creatoare. Și așa că avem vreo 5 regizori și fiecare, deja fiind de ani de zile, în majoritatea cunoscându-l și pe Lelu, care a murit în 2002, toți acești regizori, mai vreo 2-3 sunt mai noi, l-au cunoscut și pe Diogene Bihoi, astfel încât știu cam ce înseamnă Tespisul și pe ce linie merge. Și vin cu aceste propuneri de text, se face casting din cei 15-20 de membri activi la momentul respectiv. Se propun rolurile, se lucrează, se repete cam două luni jumate și după aceea în premiera. După aceea sunt spectacole care trăiesc, cum ți-am zis, de 21, care acum e 30, are 9 ani deja. Și sunt spectacole la fel, care au 7-8 ani de când se joacă. Și încă vine lume să le vadă. Și atunci când alegeți un text, o faceți cu gândul de vreau să transmitem acest mesaj? Da, sau de multe ori se pupă cu, eu știu, o situație actuală, poate de război, poate de emigranți. Chiar acum a avut premieră, acum câteva săptămâni, spectacolul Imigranții după texte de Matei Vișniec. Deci suntem tot timpul conectați la ce se întâmplă. Sau 137 de elefanți. 137 de elefanți, dar care se referă la celebrul decret al lui Ceaușescu, care interzicea avortul și care a dus la nașterea unor copii nedoriți, care au ajuns prin orfelinate în condițiile pe care le cunoaștem.
Mai mult decât atât, în acele orfelinate ale groazei, cum e cel de la Ciugud, unde erau copii cu probleme ori fizice, ori de handicap fizic, ori mental, unde erau tratați într-un mod barbar. Într-un mod barbar, inuman. Bine, da. Bănuiesc că asta încă s-a propagat, că au fost și recent acele proteste împotriva... Poate și de aia, dar nu neapărat, fiind regizori un pic mai în vârstă unii. Noi avem și un festival, de exemplu, 16-22 decembrie. Încercăm să le arătăm celor mai tineri care n-au prins acele vremuri și care iau de bune tot ce văd și ce se întâmplă. Să le arătăm că n-a fost întotdeauna așa, ba chiar nu foarte de mult. Erau niște situații care ar putea oricând, dacă nu sunt atenți, să revină. De la politic vorbind, de obicei de la politică se trag cam toate. Și de aceea poate știi și partea asta de teatru politic. Încercăm să ținem conștiințele treze, să nu-i lăsăm în adormirea Facebook-ului. Deci asta să fie un rol al teatrului în societate. Da. Să țină conștiințele vii, treze și combative. Nu doar să dai semn, ci și să iei atitudine. Am putea, oare gândindu-ne la faptul că teatrul are acest rol în societate, să spunem că tot teatrul este politic într-o oarecare măsură? Da, cred că... În mare măsură și majoritatea. Cred că toți creatorii de teatru care nu au renunțat la misiunea lui și nu se duc doar pentru bani și să facă, marcăm banul onorariu pentru un spectacol și facem o comedie ușoară, next. Cred că majoritatea au conștiința acestui fapt. Sper. Pentru anul viitor... 2021, care e un an de referință pentru Timișoara. Ce aveți în plan? Noi ne cam facem treaba ce am făcut până acum. E adevărat, încercăm să creștem proiectele pe care le avem. Și acest civicultura a fost cumva gândit în siajul acestor evenimente și a beatbook-ului, da? Care cumva încearcă să crească prezența artei în spațiile astea periferice, să zicem în cartiere. Iar mai departe o vedea că, bun, teatru sărac, dar ca să faci ceva mare e nevoie de totuși de niște fonduri. Nu-mi dau seama cât de deschisă este această asociație spre actorii locali. Vom încerca și noi, bineînțeles, să aplicăm pentru a crește un pic ce avem deja și eventual să îmbogățim ca și evenimente, ca și amploare. Vedem. Ați intrat în contact da. Cu cei de la Capitala Culturală da. Și care a fost rezultat? Cu acest proiect cu Civicultura, el a fost în parte finanțat de Asociația Culturală 2021. Deschidere a fost, nu știu, probabil că sunt și limitați, unul de bani, doi de, nu știu, ce alte aspecte, dar nu se prea vede în Timișoara faptul că ne pregătim peste un an să fim capitală culturală europeană. Cum nu numai din vina lor, cum spun. Da. Cum stăm cu serile de spectacol? Aici este o problemă pe care în acești ani de pregătire a capitalei culturale s-ar fi putut rezolva, pentru că spații sunt, ori spații în proprietatea primăriei, ori spații dezafectate pe care puteau să le achiziționeze probabil la un preț destul de accesibil și pe care să le dea în folosința artei. Tot se plâng, de la artiștii plastici, la muzicieni care se ascund și ei prin demisoluri închiriate preț modic, dar care nu oferă neapărat cele mai bune condiții, la teatrele acestea mai mici și independente, toată lumea se plânge de spații. Să înțelegem,
că am ajuns să spunem despre cultură că este o cenușăreasă? Cred că a fost dintotdeauna, da. Este și din păcate rămâne. Speram cu această ocazie în care toată lumea îți acordă acest privilegiu și teoretic și sprijin financiar, pentru că a rămas doar teoretic atât din partea guvernului cât și autorităților locale, rămâne o cenușăreasă. Poate se va schimba ceva la anul, așa, într-un ultim herup. La final rămâne cu prințul până la urmă cenușăreasă, așa. Poate o să avem parte de un prințul teatrului este publicul. Ăla este singurul de care avem nevoie. În rest, cum am spus, ne descurcăm și fără bani și fără mai greu. Problema este că atunci când nu se investește în teatru, sunt poate mulți oameni care renunță la un moment dat să se mai lupte și se duc spre alte. Ceea ce ar fi tragic. Totuși, teatru rămân. Steagul sus. Da. Vor rămâne întotdeauna entuziaștii și idealiștii și cei care vor găsi poate o variantă sau alta în care să ducă mai departe. Deci, ați auzit să mergem la teatru așadar, să ne susținem propria cultură, să vedem ce putem învăța de acolo. Mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Te mai așteptăm și altă dată să ne povestești poate despre lansarea cărții. Da, și cum spuneam, în primăvara târzie, să sperăm că se scurtează totuși epidemia aceasta, prin mai probabil că o să facem și acel 24 de ore, atât la Casa Studenților, cât și în spații publice. Vrem să ieșim și în stradă, să ne mai cunoască lumea, să nu uite că existăm. Și ar fi interesant dacă i-ați și filma pe acești domni care încă mai sunt din trupa Tespis. Da. Ca să fie să avem o arhivă, cine știe, peste 10-50 de ani să îi avem acolo. Pe domnul Bihoi îl avem în inimi, dar și pe aceștia avem în inimi, dar trebuie ca totuși, vedeți, istoria se uită. Da, și da. Dacă avem păstrați undeva acolo, într-un... Da. Așa este. Mulțumesc de idee. Mulțumim și noi pentru tot ce faceți. Și spor în toate. Mulțumesc. Urmează un scurt material cu Alice, parte din Macaz, teatru independent, teatru politic, teatru de rezistență, din București. Ea ne-a acordat un scurt interviu despre activitatea lor, care a încetat în fostul spațiu pe care ei l-aveau la dispoziție. Între timp și-au găsit un nou spațiu, dar haideți să vedem cum era situația pentru ei și ce ne spune Alice despre teatrul independent politic. Se pare că nu doar dragostea durează 3 ani, dar și contractele de chiriu. Pe 22 iunie, Macaz e nevoit să-și adio de la Moșilor 106. Ce a fost, nu va mai fi. Cel puțin pentru o perioadă. Proiectul Macaz Teatru Pop este nevoit să se transforme. Din cooperativă de muncă va lua o nouă formă, Centru Autonom. Numele meu este Alice Monica Marinescu. Sunt actriță și dramaturg. Și cam de 10 ani am început să activez în zona de teatru politic, artă politică. Macaz Bar Teatru Coop a fost un spațiu care a existat 3 ani de zile, din 2016 până anul ăsta, în iunie. Și a fost un spațiu care și-a propus să aducă așa împreună, sub aceeași umbrelă, mai multe persoane care sunt interesate de a face artă politică, adică pe lângă producțiile noastre am invitat și alți artiști să producă spectacole la noi, adică am încercat să avem așa un schimb, am colaborat și cu Reactor, spațiu Reactor din Cluj, Reactor de Creație și Experiment, am invitat și mai multe spectacole ale trupei de teatru Spălătorie din Chișinău, adică practic ne-am dorit să ne unim, să zic așa, într-un spațiu, să ne unim, să ne întâlnim mai mulți artiști care facem artă politică, care suntem interesați de o artă angajată social, implicată social și sigur și cu o anumită poziție politică, cu o anumită poziție
critică în general față de ce se întâmplă în societatea noastră, cu o poziție de stânga. Adică, o să spun asta, mi se pare că e important să ne revendicăm termenul ăsta de a fi de stânga. Da, pe lângă asta, Macaz și-a propus să fie și un spațiu safe pentru persoane marginalizate din diferite motive, persoane queer, persoane rome, adică ne-am dorit să avem un spațiu care să fie și un spațiu de artă, dar și un spațiu comunitar și un spațiu de, în care oamenii să se simtă bine, să socializeze și un spațiu în care să se întâmple evenimente culturale și un spațiu de organizare politică. Adică era un loc în care se puteau întâmpla foarte multe lucruri, de la proiecții de film, la făcut bannere, la petreceri, pur și simplu. Da, cam asta s-a întâmplat și era un spațiu în care erau primite sau binevenite și persoane care cred că nu ar fi intrat într-un alt bar niciodată, adică oameni săraci care locuiau în zonă, veneau la noi, dădeam apă pe gratis, dădeam alune, încercam să îi sprijinim cum puteam. Nu vreau să pară că eram niște mari salvatori sau niște buni samariteni, dar cumva vreau să zic că eram conștienți că zona în care ne aflăm era o zonă destul de centrală, dar cu foarte mulți oameni săraci și o zonă în care gentrificarea a început și mai devreme sau mai târziu majoritatea oamenilor săraci de acolo vor dispărea și noi ne-am făcut multe probleme vis-a-vis de asta și cum contribuim noi la asta și ce putem noi să facem ca să fim de partea lor și nu de partea operatorilor culturali care aduc, care fac zona mai cool și mai hipsterească. Free shop-uri mai făceam, adică se făceau și cine, adică uneori se mai făceau și evenimente cu mâncare, nu era un spațiu unde se poate mânca, dar în general se mai făceau niște prânzuri vegane, adică erau tot felul de evenimente la Macaz. Până la urmă, na, proprietarul pe scurt nu a mai dorit să ne aibă în spațiu și anul ăsta când ni s-a terminat contractul s-a încheiat colaborarea și Macaz în forma în care era a dispărut deocamdată, cel puțin. Urmează să apară un nou spațiu care nu va mai fi niciun bar, niciun spațiu de teatru, ci mai degrabă un centru social, cultural, adică în jurul acelui spațiu s-a creat o comunitate sau mai multe cumva chiar, adică erau pe de-o parte oameni care veneau în mod special pentru spectacolele de teatru, oameni care veneau în mod special pentru seriile în care puteau să stea de vorbă cu alți oameni și să se simtă pur și simplu confortabil cu identitatea lor sexuală, de gen, etnică. Așa, erau oameni care veneau în mod special pentru petreceri, erau oameni care poate urmăreau în mod special proiecțiile de film, adică cumva da, cred că erau mai multe comunități. Cert e că au rămas din grupul ăsta, au rămas unele persoane care și-au dorit să continue, s-au adăugat și alte persoane, adică au venit și persoane noi care au zis, da, vrem și noi să punem umărul la crearea unui nou spațiu, pentru că Macaz, ce a mai fost special în legătură cu Macaz e că era un spațiu, o cooperativă, în adevăratul sens al cuvântului, adică chiar din colectiv făceau parte, nu știu, peste 10 persoane și încercam să gestionăm spațiul ăla colectiv, nu exista un patron, nu era nimeni patron. Adică noi trebuia să facem ședințe odată la 2 săptămâni, să ne întâlnim, erau perioade în care unele persoane se simțeau mai responsabile și poate munceau mai mult, perioade în care alte persoane munceau mai mult, era munca de a ține barul pe de-o parte și munca de a ține teatru pe de altă parte și cumva eram organizați în două grupuri care se ocupau de astea, dar și unele persoane erau și într-o parte și în alta, altele mai mult într-una sau mai mult în cealaltă, dar cumva nu exista n-a fost niciodată o structură ierarhică în Macaz.
Și chestia asta e o provocare în lumea în care trăim noi, care se bazează foarte mult pe ierarhii și raporturi de putere și așa funcționează lucrurile și inevitabil auzeai de multe ori, las că vorbesc eu cu șeful tău, adică oamenii căutau să identifice un șef și era ceva foarte ciudat că nu exista acest șef. Dar a fost și un proces foarte dificil, adică în timp, pe lângă faptul că e foarte multă muncă de organizare și muncă emoțională de făcut, nici financiar nu era ușor să susținem spațiu, era un spațiu scump, trebuia mereu să facem petreceri mari ca să acoperim cheltuielile, dar da, cumva din fericire am rămas așa cu senzația asta că într-un fel sau altul trebuie să continuăm sau ceva trebuie să continue să existe și da, o să apară în curând, sperăm, acest centru social, cultural, care își dorește să fie mai mult un spațiu comunitar în care oamenii să se întâlnească, să poată să discute, să poată face cine sau prânzuri comunitare, să poată să vizioneze filme, să poată să aibă cercuri de lectură. Adică ne-am dat seama că oricum din Macaz erau multe lucruri valoroase, dar cel mai valoros era ideea asta că oamenii se pot întâlni și poate să vorbească unii cu alții și poate să schimbe idei și să construiască solidarități. Și atunci asta cumva vom încerca în continuare să facem să existe în continuare așa ceva. Trebuie să ne apucăm de muncă, să punem spațiu pe picioare, să vedem cum o să ne organizăm și inclusiv să vedem dacă o să păstrăm numele de Macaz, adică dacă spațiu va avea în noul nume tot ceva din Macaz sau dacă pur și simplu ne vom reinventa, știi, și identitatea, adică de asta zic, sunt un pic niște lucruri necunoscute, dar ceva va fi, va apărea un nou spațiu și eu cel puțin mă bucur foarte mult că mi se pare că am învățat multe ani ăștia înainte de Macaz, a mai existat un spațiu, chiar cred că e important să spun asta, de fapt, înainte de Macaz, primul spațiu așa în care și eu am fost implicată, spațiu de organizare politică, se numea Claca. Și chiar am fost la Armonia și mi s-a părut că seamănă foarte mult, îmi amintește foarte mult de cum era Claca. Claca era un spațiu într-o fostă fabrică unde tot așa ne uitam la filme, ne întâlneam, discutam, aveam cercuri de lecturi, mai organizam un concert, era foarte mic, foarte mic, dar mai organizam un concert și cumva atunci a fost perioada, lucrurile astea se întâmplau în... au început așa prin 2010, 2013, 2014, atunci a fost o perioadă în care o parte dintre noi artiști fiind au început să aibă contact cu niște oameni care erau mai mult în zona asta activistă, anarhistă. Am făcut acum 5 ani, am făcut un proiect care s-a numit Platforma de Teatru Politic înainte de apariția Macaz, care a fost finanțat prin fonduri norvegiene, aceste EA grants. Deci cumva mereu am căutat resurse, dar am trăit de la un proiect la altul. N-am avut niciodată o siguranță, o continuitate garantată, adică în ultimii ani pot să zic că ne-am descurcat destul de bine în a face aplicații și a avea și reușită cu ele. Dar tot de la un proiect la altul am trăit și tot au existat și eu știu că mereu vor exista poate perioade sau trăiesc cu teama asta, cred că mulți trăim cu teama asta și e foarte complicat, că poate nu mai am nimic de lucru, jumătate de an sau un an dacă nu câștig niciun proiect. Deci, pe de o parte, din proiectele astea, prin fondurile AFCN și prin fondurile norvegiene, cam prin astea ne-am făcut producția spectacolelor, ne-am plătit pe noi pentru munca depusă și am plătit, tot ce era de plătit. Pe lângă asta a fost și munca de bar și eu am muncit la bar și colegii mei au mai muncit la bar. Unii colegi de-ai mei și-au căutat alte joburi, adică cumva toată lumea aleargă dintr-o parte în alta și încearcă să mai completeze de aici un pic, de acolo un pic,
Cam așa am trăit. De multe ori m-am gândit că îmi vine să renunț la actorie, îmi vine să renunț la artă, îmi vine să renunț la tot, că sunt atâtea dificultăți. Sunt perioade de autoexploatare foarte mare, când muncim foarte, foarte mult, când alergi foarte mult, când nu mai ai viață. Eu am și un copil. De multe ori m-am gândit că poate negrijez, m-am simțit vinovată, adică am avut niște conflicte interioare foarte puternice. Dar în același timp ajung mereu din nou și din nou în punctul ăla în care am sentimentul că nu aș putea altfel, pentru că trăim într-o lume care nu e o lume bună din punctul meu de vedere. E o lume foarte plină de ură și ură e așa un termen generic. Când zic ură, mă refer la ură de rasă, la ură rasială, la ură de clasă, adică la rasism, la sexism, la... E o lume în care, cum să spun, sunt foarte multe lucruri care ne dezbină. E o lume în care, cum să zic, până la urmă, așa foarte simplu spus, dacă n-ai bani, nu contezi. Dacă nu reușești să faci bani, dacă nu reușești să ai succes pe plan financiar, nevoile tale de bază nu sunt acoperite. Adică e o... Pentru mine, lumea în care trăim e aproape ca o junglă, adică nu e o lume bună deloc. Și întâlnirea cu oameni care îndrăznesc să spere, să viseze la o lume mai bună, mie îmi dă speranță, știi? E ceva care mă motivează să continui, adică... Nu știu, pentru mine altfel nu există nicio motivație, practic, de a fi în această lume, dacă nu am speranță, dacă nu am acest motor, această flacără, cum zici tu, știi, de a lupta, de a contribui. Pentru că văd foarte multă nefericire, văd foarte multă sărăcie, văd oameni care, cum să spun, nu, cum ziceam, nu au nevoi de bază acoperite, da, nu au acoperiș sau nu au apă sau nu au ce mânca sau... Am avut contact și prin proiectele mele și prin, nu știu, experiența copilăriei mele cu foarte multă suferință. Pe de altă parte, văd oameni care au un statut bun și sunt obsedați de consumerism. Adică văd tot felul de lucruri la lumea din jur care mi se par alienante, care mi se par groaznici. Eu nu vreau să trăiesc într-o astfel de lume. Și în momentul în care întâlnesc, adică faptul că am întâlnit oameni, de fapt, care, cu care să împărtășesc niște idei politice, nu numai că mi-a dat speranță din cauza ideilor, ci pentru că am observat că e ceva în felul în care comunicăm, e ceva în felul în care ne purtăm unii cu alții, e ceva în felul în care, nu știu, vrem să avem grijă. Și cred că aia e ceva ce mă atinge la nivel emoțional foarte puternic, dincolo de idei raționale. Eu cred că toți ar trebui să avem dreptul la sănătate, la educație, adică dincolo de niște crezuri pe care le ai și faptul că relaționezi altfel, că te conectezi altfel cu oamenii. Chiar ieri a fost așa situația asta, că am avut o discuție, a fost o dezbatere înainte de spectacol și a fost o situație de dezacord în care o persoană avea niște idei diferite și mi-am dat seama că cel mai deranjant n-a fost că avea idei diferite, știi, și că, na, promova niște idei mai neoliberale, ci felul în care vorbea cu oamenii, felul în care aproape jignea, felul în care, adică ceea ce mă deranjează sau ce ne deranjează dincolo de idei în sine e cum se manifestă ele în felul în care ne raportăm unii la alții și că, în general, persoanele care susțin idei foarte din de dreapta, ideile astea competitive, idei meritocrație, știi, ideea că cine vrea reușește, acest dacă vrei poți, trebuie să facem diferențe, unii sunt mai buni ca alții și merită un statut privilegiat și alții, dacă n-au nimic, înseamnă că nu merită sau nu s-au străduit de soi. Că, în general, persoanele care promovează astfel de idei te fac și să te simți oribil în interacțiunea interumană, știi? E ceva profund acolo. Știi, ceva pe care îl asociez așa, nu știu, cu un pantof care încearcă să te strivească, știi, așa. Și cred că asta ne ține, adică ne ține dincolo de o
conștiință politică, sau să zic așa, știi, sau o conștiință că, băi, e nevoie să facem lumea asta un loc mai bun, cred că e și pur și simplu sentimentul ăsta de vreau și eu să mă simt cât de cât bine undeva. Și unde să mă simt bine? Mă simt bine cu oamenii ăștia care împărtășesc niște idei și care se poartă un pic mai bine. Nu știu ce îl ține pe fiecare din povestea asta. N-aș ști să spun pe fiecare care sunt. Adică nici n-aș vrea să vorbesc în numele altor persoane, dar pentru mine comunitatea e foarte importantă. Ideea asta de familie pe care ți-o alegi într-un fel, știi? Că, nu știu, pentru mine colegii mei sunt și de multe ori prietenii mei sau oamenii cu care fac muncă politică sunt și prietenii. Nu suntem toți cu toți, dar există un soi de tovărășie, știi? Cuvântul ăsta care a fost complet confiscat și așa asociat cu baubaul de dinainte de 89, dar mie mi se pare un cuvânt important. Noi avem niște interese, așa, adică noi am lucrat mai mult pe anumite subiecte, pe de o parte am mers mult în zona asta de cercetare a istoriei recente, a istoriilor tranziției, în care am avut diferite demersuri, adică pe de o parte am documentat niște situații, niște realități, să zic așa, de exemplu în acest proiect care se numește Sub Pământ, Valea Jiului înainte de 1989, a fost documentarea vieții din Valea Jiului și a comunității de acolo, dar nu aș spune neapărat că e un proiect comunitar, în sensul în care nu am lucrat cu o comunitate pe care am adus-o împreună, ci a fost o cercetare în care am petrecut timp acolo și în mod special colegii mei care s-au ocupat de cercetarea asta, David Schwartz și Mihaela Mihailov, au petrecut, nu știu, o lună sau nu știu exact, nu mai țin minte că a fost în 2011, au petrecut un timp acolo cu oamenii, au făcut tot felul de întâlniri, au făcut activități cu copiii, au avut discuții, interviuri. Dar nu a fost un proiect și ne-am întors acolo, adică după ce am creat spectacolul, ne-am întors acolo, am fost în toate orașele din Valea Jiului, am coborât în mine, adică am căutat cât de mult să înțelegem realitățile de acolo. Ce am încercat să facem cu proiectul Sub Pământ acum 7 ani, Doamne, au trecut 7 ani, a fost să oferim o voce într-un fel oamenilor de acolo, să le redăm vocea pe scenă, să le spunem, să dăm mai departe poveștile lor și într-un fel și să le redăm demnitatea, adică să... Sau asta am sperat și cred că am reușit, pentru că reacțiile lor au fost foarte emoționale și foarte pozitive. Pe de o parte, am încercat să prezentăm poveștile lor pe scenă într-un mod plin de respect, să-i pună într-o lumină în care să te uiți cu admirație la acești oameni, nu doar cu condescendență, nu cu milă, nu cu dispreț, pentru că minerii în România sunt o categorie care au fost foarte stigmatizați în urma mineriadelor și cumva în sensul ăsta spun că am încercat să le redăm demnitatea și cred că asta e ceea ce am putut să facem pentru comunitatea de acolo într-o oarecare măsură și în același timp și să contribuim la discursul public, să venim cu altă perspectivă, pentru că din nou în discursul public, în discursul din mass media aveai mereu sau au fost mulți ani de zile s-au repetat aceleași clișee, brutele, nu știu, minerii sălbatici, ciuma neagră, am auzit-o și pe asta, ciuma neagră, adică tot felul de termeni jignitori și disprețuitori și dezumanizanți aproape. Și cumva proiectul nostru a avut o oarecare vizibilitate și în spațiul ăsta cultural și multă lume, cel puțin care a venit la spectacol, a început să vadă altfel comunitatea asta, de exemplu. Dar sunt și proiecte în care noi documentăm istoriile noastre de familie. Sunt proiecte în care lucrăm chiar cu o comunitate. Avem un proiect comunitar care se numește Vârsta Patra și e într-un cămin de persoane vârstnice și acolo facem spectacole chiar cu seniorii care joacă, dansează, spun poveștile lor. E un cămin evreiesc. Deci sunt niște persoane care tot așa au o istorie aparte. Vin cu o altă perspectivă asupra istoriei
Și da, e un alt tip de proiect care e, din punctul meu de vedere, un proiect comunitar în sensul în care comunitatea e pe scenă. La noi nu e întotdeauna comunitatea pe scenă, nu ne permitem nici să creăm atâtea comunități, nici să le aducem mereu în față, nu e întotdeauna posibil să faci lucrul ăsta, dar încercăm cumva, pe cât putem să aducem în față, nu știu cum să zic, să punem pe scenă niște voci neauzite și dacă se poate și fizicul și persoana în carne și oase. Dar asta e, da, aici e un teritoriu mai delicat, nu poți să faci asta întotdeauna, nu oricine e pregătit să se expună sau își dorește asta. Pentru mine, eu ce-mi doresc, ce e teatru, pentru mine e un mijloc, nu e un scop în sine, deși poate și asta e important, așa, pur și simplu ca demers ritualic, cred că oamenii au nevoie, dar pentru mine e mult mai mult un mijloc de exprimare, e mult mai mult un mijloc de luptă, e mult mai mult un mijloc de a, cum să spun, de a mai elibera din lucruri care te apasă foarte tare pe suflet. Și cred că, eu cred că teatru de dorit ar fi pentru mine ca teatru să vorbească despre lumea în care trăim, despre problemele pe care le avem, să critique, mi se pare că e și un spațiu în care putem critica constructiv, putem să reflectăm altfel asupra lucrurilor. Și cred că, da, cred că e și un mijloc educativ, cred că poate să... Și cred că asta, da, cred că ar trebui, cred că ar fi minunat ca teatru să schimbe mentalități, să crească gradul de conștientizare al oamenilor asupra unor lucruri la care poate nu s-au gândit, să creeze empatie, știi? Să creeze empatie, adică cred că teatru are puterea să facă multe, multe lucruri pe care poate televizorul nu poate sau pe care școala nu poate sau multe lucruri nu... Adică alte mijloace sunt mai limitate, poate, decât teatru în sensul ăsta. Și da, cam asta. Adică pentru mine teatru e un mod de a construi schimbare socială. Când zicem teatru politic, cred că înțelegem teatru asumat politic, pentru că într-un fel, orice demers din punctul meu de vedere, din nou, sau din punctul nostru de vedere, orice demers artistic, într-un fel sau altul, susține interesele cuiva. Adică poți să spui că ești apolitic și că faci artă apolitică, dar în același timp tu contribui la ceva, contribui la perpetuarea unor mecanisme sau la propagarea unui anumit tip de discurs sau... Nu știu, că faci teatru clasic, că faci anumite piese, că lucrezi, adică toate întrebările astea, de ce lucrezi, cum lucrezi, unde lucrezi, pentru cine lucrezi, cu ce bani lucrezi, cu ce piese faci, toate răspunsurile la aceste întrebări, cum să zic eu, creează o imagine din care poți să-ți dai seama interesele cui le servești tu ca artist. Că perpetuezi niște mesaje conservatoare sau că încerci să nu superi pe nimeni sau că tot într-un fel sau altul tu ai o poziție politică, dar poate nu ți-o asumi, nu e asumat. Tu zici, eu nu, pe mine nu mă interesează politica. Dacă nu te interesează politica, să fii acest, așa zis, să fii neutru, de fapt, din această neutralitate de obicei câștigă puterea dominantă, știi? Deci tot e o poziție politică într-un fel. Așa că teatru politic, din punctul meu de vedere, înseamnă teatru asumat politic. Înseamnă un teatru în care tu îți asumi că vii cu un mesaj politic, că vrei să spui ceva, și că ai o poziție față de lucrurile despre care vorbești. Vorbești dintr-un anumit unghi și ești conștient de ce spun asta și ce vreau cu asta, într-un fel. Vreau să critic o structură, vreau un tip de schimbare, vreau să promovez niște idei, să împrăști niște idei în lume. Și da, teatru politic înseamnă să vorbești despre, din punctul meu de vedere, teatru contemporan politic înseamnă să vorbești despre lumea în care trăiești, despre problemele ei, despre probleme societale și da, măcar să pui întrebări, dacă nu poți măcar să găsești sau să cauți soluții, să pui niște întrebări care, na, poate sunt incomode pentru
unele structuri de putere. Faptul că oamenii ne urmăresc sau vorbesc despre noi sau spun altora sau ne ajută să fim vizibili, sigur că e o formă importantă de solidaritate și, nu știu, în ceea ce privește București, oamenii din București, pe noi ne ajută ca oamenii să se implice, să-și dorească să se implice, mai ales că noul spațiu va fi un spațiu care nu va mai asigura niciun venit nimănui. Deci noi vom ține acest nou spațiu din dorința și sufletul nostru. O să încercăm să în continuare să facem evenimente în care din donații, din tot așa, dintr-o seară de gătit, dintr-un film, dintr-o bere, din ceva, din donații să putem să susținem spațiu. Dar ce cred că mai contează efectiv e chiar ca oamenii să se implice, să facă lucruri, adică să se implice în tipul ăsta de muncă, știi? Cine poate, cine are curiozitatea, asta pentru mine e o formă de... Adică pentru mine e foarte important că acum nou colectiv sunt oameni care la Macaz au venit doar și s-au distrat, știi? Au venit, au băut, s-au distrat și... Și-au dat seama cât de greu a fost pentru noi și au zis, bă, vreau și eu să pun numărul, o să vin și eu de acum să mă implic. Adică asta e un lucru, e o formă de solidaritate, cred, foarte importantă, să te implici direct. Și da, în rest, asta cred, să ne ajute să fim vizibili sau să, nu știu, inclusiv să inițieze lucruri. Adică eu asta... Mi-aș dori ca oamenii să inițieze, să facă lucruri. Nu trebuie neapărat toată lumea să se implice în ce facem noi, dar faptul că apar noi spații, așa, pentru mine e... Adică eu o văd ca pe formă de solidaritate, să nu mai simțim că suntem puțini, să simțim că suntem mai mulți. În noul spațiu, Macaz Autonom, ne așteaptă un centru comunitar feminist, queer, antirasist, bibliotecă alternativă, proiecții de filme, dezbateri pe teme sociopolitice, prânzuri și cine comunitare, free shop-uri, concerte, petreceri între prieteni, spațiu de repetiții și inițiativele de organizare comunitară a mai multor grupuri activiste.